Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Masa este rei pentru împărat. Suntem tot la această masă pentru că studiem cartea Esterei pentru a înțelege mai mult, înțelege mai mult această împărăție. Nu împărăția lui Ahasveros, dar împărăția aceasta a lui Dumnezeu, care unele împărății de pe pământ au arătat o umbră care ne ajută să înțelegem lucrurile invizibile, plecând de la lucrurile visibile. De fapt, în cartea Esterei sunt mai multe ospete, nu? Se da un ospăt aici, un ospăt aici, deci ospătul, masă, are un loc interesant în împărăție. De fapt, chiar Domnul Iisus vorbește, vor veni din locul tare cu tare și vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac. Deci, chiar și Domnul Iisus când vorbește despre împărăție, îți arată că masă are un loc important în împărăție. Unele pilde e vorba de o masă, e vorba de un ospăț, e vorba de o nuntă. Îți arată că masa are un loc important în împărăție. Pilda fiului risipitor se termină cu o masă, se face o sărbătoare când se întoarce fiul risipitor. Îți arată că masă are un loc important în împărăție. Când vorbesc de masă aici, chiar mă refer acțiunea de a mânca. Nu contează că se face pe o masă împărăteasă sau nu. Și atunci trebuie să înțelegem mai mult ce este cu această, cât de mult putem, ce este cu această masă. De ce acțiunea de a mânca este un lucru deosebit? De fapt, e chiar un lucru, îmi vine să spun, sacru. Nu știu, există cuvântul ăsta în limba română. Adică un lucru deosebit. Un lucru ieșit din comun. Nu este un lucru banal. Și, de exemplu, când ne gândim la Estera, de multe ori ne gândim la 3 zile de post a Esterei și considerăm că asta e punctul care a schimbat lucrurile. Asta e punctul culminant al povestei, ceea ce o să facă lucrurile să se întoarcă. Personal, consider că acele 3 zile de post sunt mai mult momente unde Estera trebuia să se pregătească ca să intre în rolul ei, dar momentul determinant pentru mine este masă. Aici se va schimba lucrurile. Aici la masă face 2 spăți, primul, al doilea știm că va spune ce are de spus și acolo se vor schimba lucrurile. De fapt, chiar hai să citim câteva versete. Estera, asta o să vedem în Estera 5, dar deja am terminat Estera 6, deja am terminat Estera 5, dacă am emitez, a fost o zi unde am citit mai multe versete până la sfârșit. Și nu a zice că postul nu a jucat un rol decisiv, a jucat. Dar, de exemplu, dacă Estera ar fi postit doar, de exemplu, și nu s-ar fi dus la împărat, oare s-ar fi schimbat situația, oare s-ar fi rezolvat? Deci, faptul că merge la împărat și faptul că are această inspirație
Să spună, vină la un ospăț. Mai vină la un ospăț care voi pregăti pentru un parat. Și la al doilea ospăț se întâmplă un lucru decisiv în ceea ce privește nimicirea lui Aman. La o masă. La o masă. La o masă. O să mă duc acum în viața unei alte femei care și ea este amenințată cu moartea. Și ea crede că va pieri. Și totuși, din cauza unei mese, nu numai că ea nu va pieri, va intra într-un alt sezon. Va intra într-un alt anotimp. Și probabil o să mă duc și la alte texte unde o masă a schimbat destinul. Și iau aceste exemple pentru că vreau să ajungem la un punct unde să realizăm un lucru extraordinar de important. Care nu pot să-l zic direct dacă nu iau timpul mai întâi să pregătesc, să zic între ghilimele, terenul și să arate în Scriptura multe domenii, multe aspecte care vorbesc despre acest lucru. Și se referă, bineînțeles, la o realitate spirituală, dar mai întâi trebuie să plecăm de la lucrurile fizice ca să înțelegem lucrurile spirituale. Această femeie despre care o să vorbim acum, este o femeie deosebită pentru că chiar și Domnul Iisus va vorbi despre ea. Chiar și Domnul Iisus va vorbi despre ea. Spunând, în vremea lui Ilie, erau mai multe văduve, dar Ilie n-a fost trimis la niciuna decât la cea văduvă din Sarepta. Interesant. Și când Ilie e trimis la văduvă din Sarepta, ce se întâmplă? Hai să citim în unul împărat, șaptesprezece, începând cu versetul nou chiar, sau 8, 1 împărat 17, 8. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te, adu-mi, te rog, puțin apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns, viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de faină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior și iată, string două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Aici ziceam, era amenințat cu moartea. Era foamete. Da? Era foamete. Asta era sezonul. Anotimpul era foamete. Nu numai în viața ei. În viața tuturor din această regiune era un timp de foamete. Și Dumnezeu trimite Ilie la ea. Versetul 13. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fac cum ai zis. Nu mai pregătește-mi întâi mie
cu un de lemn și faina aceea, o mică tortă și adum eu. Pe urma să face pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, faina din oaia, oala nu va scada și un de lemn din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Era foamete pentru că nu mai era ploaie, nu mai era ploaie pentru că un om de credință s-a rugat să aibă grijă să nu mai fie. Ce cere aici Ilie este un lucru greu. La această vadă. Ultimele resurse, el zice, vei face ce ai zis, dar mai întâi există o anumită prioritate. Mai întâi să faci pentru mine. A trebuit să ai totuși și o îndrăzneală să spui asta la o văduvă. Dar el știa că asta era cuvântul lui Dumnezeu pentru ea. Zice, mai întâi, pregătește pentru mine. Fac cum ai zis, dar există o prioritate, mai întâi pregătește pentru mine. Și apoi zice și de ce? Zice pentru că acel puțin care l-ai, Dumnezeu îl va înmulți până va da ploaie pe pământ. Adică până va veni ploaie. Tot timpul acesta, când va fi secetă, când va fi foamete, tu vei intra într-un alt sezon. Dar pentru asta va trebui să hrănești pe cineva. Chiar dacă ți-a rămas numai puțin. Dacă hrănești pe cine trebuie, mai întâi, sezonul tău se schimbă. Foarte atent. Pentru că o să ajungem undeva. După asta. Hrănește pe cine trebuie mai întâi. Și se schimbă sezonul tău. Și Biblia zice așa. Ea s-a dus, a făcut după cuvântul lui Elie și multe vreme a avut ce să mănânce ea, familia ei, și familia ei și Elie. Faina din oala n-a scăzut unde lemn din urcior, nu s-a împuținat după cuvântul care îl rostise Domnul prin Elie. Iată acum această femeie, din cauza unei mese, în jurul ei este foamete, în casa ei nu este foamete, pentru că ea a intrat într-un alt anotimp, într-un alt sezon de belșug. Când Biblia zice 1000 să cadă la dreapta ta, 10.000 așa lângă tine, tu nu vei fi atins. Știi de ce se întâmplă asta? Există oameni care au intrat într-un alt sezon. Deși în jur este foamete, dar ei sunt un sezon de belșug. Dar niciodată nu se intră acolo la întâmplare. Au făcut ceva. Au rănit mai întâi cine trebuia. Au dat de mâncare mai întâi la cine trebuia. Au făcut un ospăt mai întâi la cine trebuia și de acolo s-a rezolvat problema. Mă duc undeva cu asta, o să vezi, dar trebuie să merg încet pentru că știu deja ce o să spun pentru unii, o să fie cam greu de conceput, dar ce a trebuit să merg încet. Dar există mese care schimbă destinul. Ce cu mâncarea aceasta? Adică vreau să spun, ceea ce acea femeie a dat era mâncare, mâncare. Și destinul ei s-a schimbat.
pentru că a dat, a pregătit o masă, a rănit pe cine trebuia. Mai întâi. Apoi s-a rezolvat problema. Esther a avut înțelepciune. Înainte să spună care era problema ei, a avut înțelepciune care de multe ori ne lipsește. Mai întâi a rănit pe cine trebuia. Și după, a spus că era problema ei. Și s-a rezolvat. Mâine vor să merg să dau un alt exemplu, pentru că va trebui să-ți dau mai multe exemple, ca să-ți dai seama că acest lucru cu masă îl găsim în multe locuri în Biblie, cum anumite tranzacții se închei printr-o masă. Am zis data trecută că anumite lucruri nu se întâmplă doar așa. Trebuie să existe anumite evenimente, anumite tranzacții care se fac cu cerul sau cu lumea invizibilă, dacă vrei. Și atunci, un om intră într-un anumit sezon unde poate, de exemplu, experimenta, trai ceea ce celălalt nu pot trai. Și placă de la o masă. Vom continua mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.